Spiritul este cel care, odată ce este hrănit, prin ridicarea vibrației, el ajunge la un nivel de maturitate în care trebuie să schimbe nivelul de existență. Cum am putea noi să traducem acest lucru? Păi, dacă un om și-a ridicat spiritul la un nivel înalt de vibrație, de frecvență, acest spirit va trece într-o nouă clasă, într-un nou timp și spațiu, pentru a evolua. El nu se va mai întoarce, nu se va mai reîncarna. Neutrino este o descoperire esențială care vine și confirmă faptul că există reîntrupare, există reîncarnare. Ceea ce spun nu aș vrea să supere pe nimeni. Am fost un om care nu am crezut în lucrurile acestea. Le auzeam, au făcut parte din copilăria mea, dar nu aveam o trăire efectivă care să-mi confirme, da, ai mai trăit și altă dată, da, te-ai mai ocupat de lucrurile acestea și altă dată, da, în această viață ai venit împreună cu un grup de oameni cu care să continui acea muncă din alte vieți. Deci, când noi spunem ceva despre spirit, spunem că spiritul exprimă valoarea tuturor valorilor din toate viețile anterioare. Noi spunem că avem, pe de-o parte, moștenirea biologică, adică ceea ce noi numim ADN, ARN, gena, dar, pe de altă parte, avem imprimarea a ceea ce noi numim spațiu-timp și, bineînțeles, în spatele acestor lucruri este moștenirea spirituală. Noi venim ca entitate de lumină în această viață.